Bună și bine v-am regăsit! Haideți să vorbim despre parfumuri noi de pe Dubai Collection. Am comandat eu niște parfumuri pe care le-am testat și pe care mi le doream în colecție, însă am comandat și o noutate. Au adus foarte multe parfumuri noi pe Dubai Collection și foarte tentante. De-abia am reușit să-mi aleg unul, deși eu când am văzut parfumul acesta am zis că este special creat pentru mine și trebuie neapărat să-l am. Și dacă voi vreți să priviți acest video ca și parfum de inspirație, cu atât mai bine, pentru că eu una m-aș fi bucurat să primesc cadou oricare dintre parfumurile pe care o să le vedeți la mine astăzi, dar am și cumpărat un parfum pentru a-l face cadou și de aici mi-a venit și ideea. Haideți să începem cu un parfum despre care noi am mai vorbit la un moment dat, am avut o mostră, dar haideți să vedeți ce prezentare are. Este vorba despre Arcana de la Emir. Este o cutie superbisimă. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea asta de când a apărut pe Dubai Collection. Și este un parfum inspirat de Kirche de la Tiziana Terenzi. Bineînțeles că este din aceeași familie cu Erba Pura. Și cum mie mi s-a pus pata pe Erba Pura și a început să-mi placă foarte mult izul acesta, am zis hai să merg pe Arcana, pe care este un parfum pe care eu deja l-am testat. Să știți că sticla este foarte frumoasă și foarte calitativă. Cred că este capacul acesta din lemn, da, din lemn este. Și îmi place, arată foarte bine, foarte bine. Foarte frumoasă este sticla. Ca și note, parfumul acesta are maracuia, piersică, pară, zmeură, coacă de nisip în deschidere. În mijloc are lăcrămioare și în bază are mosc, lemn de santal, vanilie, paciuli și heliotrop. Da, este o bombă fructată, dar și cremoasă în același timp și moscată. Îmi place foarte mult. De când l-am testat prima dată mi s-a părut interesant. Să știți că eu la un moment dat nu suportam deloc izul de Erba Pura sau izul acesta fructat, care este sau era în trend. Miroase foarte bine, miroase foarte bine. Nu suportam izul acesta până să mă cucerească și mi se pare un parfum mai potrivit pentru perioada ceva mai caldă. Primăvara este superb, dar cum să zic eu, este un parfum care îți lasă apă în gură, atât de suculent și de fructat este. Are un iz fructato tropical, cred că de la maracuia. Îmi place foarte mult parfumul, îmi place foarte, foarte mult. Și pentru că cei de la Dubai Collection ne-au oferit un cadou de Crăciun, mi-am ales și eu niște parfumuri pe care chiar mi le doream și am zis că dacă nu le mai găsesc, chiar dacă mie mi se pare acesta un parfum mai potrivit pentru perioada caldă, este curățel așa fructat, suculent, zemos. Să îl am în colecție, pentru că știți cum este cu stocurile. Mai dispar și nu am vrut să-l ratez pe acesta pentru că îmi place foarte, foarte mult. Am fost între el și Erba Pura, între el și clona de Erba Pura, însă l-am ales pe acesta pentru că l-am și testat și știam exact cum este. Îmi place mult de tot Arcana, este foarte frumoasă prezentarea, este o sticlă de calitate, cutia este la fel, uitați-vă cât de frumoasă este. Da, 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 da. Îmi place. Trecem la următorul, care este și el în aceeași categorie de dorințe, să zic așa. Tot de la Emir, Campfire, un parfum inspirat de By the Fireplace de la Maison Margiela. Mai nou, mai au o clonă.
de la Fragrance World, cred că. Și acela este tentant, dar eu pe acesta voiam să-l iau de mult și de câte ori puneam o comandă și îl căutam pe acesta, pe Campfire, nu era pe stoc, a fost mult timp cu stocurile epuizate și îmi place foarte mult prezentarea lui, îmi place mult de tot. Și acum am zis că trebuie neapărat să-l iau, asta pentru că sticla mea de Maison Margiela de By The Fireplace se consumă destul de repede, am o variantă mică și am zis să am backup, pentru că știți că pentru mine By The Fireplace este un parfum de stare, un parfum care mi-aduce amintiri, un parfum care miroase a lemne arse în sobă sau în șemineu și am testat acest parfum pe Campfire, îmi oferă aceeași stare chiar dacă mirosul nu este 100% identic, dar îmi oferă aceeași stare, mă duce cu gândul în aceeași direcție și vreau o cantitate mare, iar cel de la Maison Margiela este un parfum destul de scump. Și îmi place foarte mult și cum arată sticla asta, chiar este o sticlă minimalistă, are 100 de mililitri și da, arată foarte, foarte bine. Mirosul v-am zis, în aceeași direcție mă duce, tot cu gândul la un șemineu sau la soba bunicii. Da. Și să știți că este foarte puternic, foarte puternic și persistent și ce să mai zic, au avut și reduceri cei de la Dubai Collection, chiar l-am luat la un preț super bun și își merită toți banii după mine. Îmi place foarte mult și mă bucur că am o cantitate mare și da, este un parfum pe care pot să-l folosească toți membrii familiei, cei care doresc să poarte Campfire. Următorul parfum este pentru bărbați și l-am luat cu gândul de a-l face cadou, așa că nu să-l deschidem împreună și oricum știu că sunt mai multe fete aici, dar Bleu de Chanel este un parfum care mie îmi place foarte mult cum miroase și acesta este un parfum inspirat de Bleu de Chanel. Nu o să-l deschidem, dar v-am zis că am cumpărat și eu un parfum cu gândul de a-l face cadou. Și ultimul parfum despre care povestim astăzi este Cacao de la Fragrance World. Uitați-vă cum arată. Când am văzut Cacao, am zis parfumul ăsta este creat special pentru mine. Îmi place foarte mult cutia, dar și sticla arată foarte, foarte bine. Este o sticlă simplă și haideți să vă arăt capacul. Magnet, ador capacele de genul ăsta. Ok, trecem la miros sau la aroma acestui parfum. Haideți să vedem notele. Avem o deschidere de mandarină, cacao și cardamom. În mijloc avem iasomie, mosc și lemn de cașmir. Iar în bază avem mosc, flori de vanilie, ambră și patchouli. Focus. Da, să știți că vă spun de pe acum că am simțit aroma acestui parfum de la început, n-a avut nevoie de macerare sau de altceva ca să se dezvolte, să-i simt aroma, nu, cu siguranță el o să se mai intensifice în timp, dar miroase bine de la început, ca să știți. Da, are o deschidere proaspătă și condimentată, foarte plăcută, foarte fresh așa, apoi străpunge prin această parte condimentată și proaspătă, străpunge cacao. Cacao, ciocolată, se dezvoltă foarte frumos parfumul. Este un parfum dulce, dar nu foarte dulce.
Este un parfum gurmand, dar nu 100% gurmand. Astea sunt chestii pe care chiar vreau să le știți, pentru că îl simt așa. Te duce cu gândul la multe chestii mâncabile, dar nu miroase 100% ca nimic. Pot să vă dau așa niște repere, de exemplu, dacă ați testat Velvet Chocolate de la Calotinis, acesta este ceva mai potolit sau mai bine echilibrat. Nu miroase a măgura, nu miroase a ciocolată, nu miroase a prăjitură, de fapt. Dar este în zona aia. Acesta este mai proaspăt, mai curățel. Este o ciocolată care pe mine mă duce un pic cu gândul și la un lichior de ciocolată. Este doar o atingere buzii din punctul meu de vedere. Nu este 100% gurmand. Este genul ăla de parfum ambrat, cald, catifelat. Se simte cacao, ciocolată sau un lichior de ciocolată, dar nu este un miros exact așa ca ceva mâncabil. Ciocolata asta este însoțită de mosc și de flori, nu este doar ciocolată, este un parfum pe care îl văd în zona asta de seducător, de sexy, de cozy, de liniștitor de seară. Este ca o îmbrățișare, nu este foarte dulce, dar îl văd foarte potrivit acum în perioada rece și nu numai. Îl văd ceva mai versatil și lumea spunea la un moment dat că seamănă cu, că ar fi și acesta din nou un parfum, o clonă după Billie Eilish, dar nu este. Acesta este din nou mai echilibrat și ca Nebras și ca Velvet Chocolate. Mai proaspăt. Nu este dus chiar în zona aia gurmandă, nu este atât de in your face. Este mai potolit, ciocolatos, dar și floral în același timp și moscat. Catifelat, catifelat. Ăsta este cuvântul potrivit pentru parfumul acesta. Proaspăt și catifelat. O cacao fină, nu miroase a nimic arabesc. Îmi place foarte mult parfumul acesta, chiar îmi place mult de tot, miroase bine. O să mai povestim despre el, pentru că este nou și în colecția mea și vreau să văd cum se dezvoltă și pe mine. Oricum vreau să îl las o perioadă, nu foarte lungă, să îl las să se așeze, să se intensifice, să nu îmi dau cu părerea dinainte. Dar vă spun sigur că o să-i simțiți aroma de la început și este un parfum oricum destul de intens. Doar că în general am observat că parfumurile au nevoie de o perioadă să se așeze după ce sunt pulverizate, să se macereze sau ce s-o mai întâmpla. Miroase foarte bine de la început cacao, nu mai am și alte așteptări, adică mi se pare perfect așa cum este. Doar că am observat eu treaba asta, că trebuie să le dai un pic de timp. Și acesta miroase foarte bine, foarte bine. V-am zis eu că îl duc în zona aia de Velvet Chocolate, de Nebras, dar nu este la fel în niciun caz. Acesta este mai proaspăt și mai curățel și mai așezat. Dar mă duce un pic cu gândul și în zona asta de Angel Share. Foarte puțin, foarte puțin. Nu are izul acela buzii. Are doar o atingere. Mă duce un pic cu gândul la ciocolată, la lichior de ciocolată, dar nu este 100% gurmand. Se simte acolo și flori, este și un parfum care te învăluie așa, foarte confortabil, foarte plăcut. Și cu siguranță o să mai discutăm despre parfumurile acestea la momentul potrivit. Dacă mai aveți întrebări despre cacao, o să vă spun în comentarii, dar o să revin cu impresii, o să-l port, o să văd cum se dezvoltă, o să văd cum îl simt, cum persistă, cum proiectează și cu siguranță
revin cu păreri, după cum vă spuneam. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Spuneți-mi și voi ce v-ați mai cumpărat în ultima perioadă sau ce vă mai tentează, ce parfumuri vă mai tentează. Pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Mai nou a mai apărut o aplicație care aparține de Instagram. O să vă scriu pe ecran cum se numește, căci nu mi-amintesc și este o nebunie acolo. Nebunie, toată lumea este acolo, nimeni nu știe cum funcționează, dar ne place. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, mai ales dacă sunt iubitori de parfumuri, și să știți că urmează și alte noutăți aici pe canal, pentru că v-am mai spus că luna asta o să vorbim despre multe noutăți. Ne vedem în curând. V-am pupat. Pa, pa!